Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Shalom, care are ca oaspeți doi reprezentanți de marca ai vieții universitare clujene, profesorul Andrei Marga, rector Universității Babeș-Bolyai, și profesor universitar Ladislau Diamant, prodecan al Facultății de Studii Europene și director al Institutului de Iudaistică și Istorie Evrească Moshe Carmeli din cadrul Universității. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara. Cred că sunt cele mai potrivite persoane pentru tema emisiunii de astăzi, pentru că aș dori să discutăm despre Institutul de Iudaistică și rolul acestuia în învățământul universitar clujan. Dar înainte de a începe discuția, vă propun să urmărim niște imagini vechi pe care le avem noi în arhivă despre primele timpuri. Nu știu dacă există o expresie de genul perioada eroică a Institutului de Iudaistică și să le comentăm puțin după aceea. Vă rog frumos, caseta. A trebuit să ajung prin cursul de istorie al domnului Gheman tocmai la origini și îi mulțumesc foarte mult domnului Gheman pentru cursul de istorie generală ținut în anul întâi, care a fost foarte interesant și care mie mi-a dezlegat multe pete negre din istoria poporului evreu, care m-a ajutat totuși să pătrund în mentalitatea și, mă rog, în spiritualitatea acestui popor. First of all, the institute is a baby of the university. So first of all, we have to thank the university for deciding that this institute is necessary and to put the right people to work in it in order to bring it to the level they have brought the institute. And this is a very good opportunity to thank the university and the directors and the rector and all the contributors to build this institute so seriously and to come to the moment today that there are over 300 volunteers to study either Hebrew or Jewish history or Jewish culture. Existența acestui institut, în primul rând, este o realizare istorică. Nu știu dacă se știe, dar niciodată în învățământul superior românesc, de când există el din 1860 la Iași, nu a existat un institut academic, o structură academică care se ocupă de științe iudaice, de cultura și istoria poporului evreu. De aici importanța acestui centru clujan. E dificil să înveți pe studenții români limba ebraică. Înainte de a începe să învețe limba ebraică, studenții au impresia că este foarte grea, nefiind o limbă europeană. Dar când încep să o învețe, sunt surprinși să vadă că nu reprezintă o problemă, mai ales dacă ai profesori buni. Domnule rector, acum aproape o lună, la inaugurarea noului sediu al Institutului de Iudaistică, povesteați că la început, când a fost înființată această instituție, domnul Diamant n-a prea dorit să ocupe conducerea ei. Ne povestiți puțin ce s-a întâmplat înainte de a ajunge domnul Diamant la conducerea acestui centru de studii. La rândul meu am preluat rectoratul Universității Babeș-Bolyai în 1993 și una din primele acțiuni care erau pe agendă era înființarea institutului, mai cu seamă că deja purtasem discuții cu rabinul Carmeli de la New York în legătură cu această posibilitate și, desigur, în legătură cu interesul universității de a întregi studiile clasice pe care o realizează cu studiul limbii ebraice și, firește, studiul istoriei poporului evreu. Sigur, domnul Diamant era la acea oră un istoric foarte bine consacrat, dăduse foarte substanțiala sa lucrare de istoria Transilvaniei, care l-a făcut brusc una din figurile cheie ale istoriei Transilvaniei și a rămas această figură, trebuie să-l omageze în acest sens. Avea un program de cercetare puternic, tocmai lucra la noi opere fundamentale, au și apărut după aceea mai multe din scrierile sale
Și evident, i-a venit greu să se mute de pe o linie pe o altă linie. Mă rog, a trebuit să-l convingem cu domnul Carmili că nu va putea rămâne pe mai multe linii de cercetare fără să le sacrifice. Acum este foarte clar că pentru un specialist care se respectă, schimbarea linilor nu e chiar convenabilă, nu e chiar ușoară și nu e recomandabilă de multe ori. Sigur, a trebuit să-l convingem că schimbarea aceasta nu îi va afecta linia fundamentală de studii și, cum se vede acum, pot să-mi dau eu seama că nu i-am deturnat complet preocupările și a scos o lucrare de rezonanță europeană, istoria în Transilvania, care e bine cuplată cu ceea ce a făcut anterior. Dacă vreți, putem intra și în detalii, să vă spun de câte ori l-am telefonat, de câte ori l-am chemat la rectorat, de câte ori l-am presat. La ordinul de mărime. Domnul profesor, ați recunoscut, cred că, câțiva dintre colaboratorii noastre actuali. Foarte pe scurt, îmi puteți spune ce s-a întâmplat cu studenta Claudia Ursuțu, ce s-a întâmplat cu domnul, cu tânărul asistent care nu cunoștea limba română în 1996 și ce s-a întâmplat cu institutul? Ei s-au maturizat, așa cum s-a maturizat și institutul. Claudia Ursuțu a fost, să zicem, primul nostru produs de cea mai bună calitate, care apoi, după un stagiu în Israel, a devenit membră a staff-ului și astăzi ne bazăm și pe ea, și pe doamna Radosav, și pe ceilalți membri ai grupului, iar domnul Barad s-a aclimatizat perfect cu mediul nostru universitar. Este astăzi bilingv, vorbește foarte bine și limba română, dar ceea ce ne interesează pe noi este că studenții lui vorbesc și citesc limba ebraică și suntem foarte mulțumiți de prestația lui. Iar institutul în ansamblu cred că s-a maturizat în sensul că, începând de anul trecut, am trecut din faza unor studii facultative pe o linie de studii autorizată, oficial, pe o durată de 4 ani, un program de istorie și studii iudaice în care pregătim specialiști care sperăm că vor relansa iudaistica de la noi, iar la Facultatea de Litere, limba ebraică a devenit a doua limbă de studii. Deci posibilitatea de alegere ca a doua limbă de studii de la orice altă linie de specializare. Domnule rector, cum s-a încadrat ideea acestui centru de studii iudaice într-o idee pe care destul de multă lume o contestă, nu știu de ce, a unui institut de învățământ, a unei universități multiculturale? La ce v-ați gândit atunci când ați acceptat înființarea acestui institut? Mă, sigur, aici au contat și, în mod firesc, contează mai multe rațiuni. Sigur, cine meditează asupra fundamentelor civilizației în care noi ne mișcăm și în care Europa se mișcă, în care și America se mișcă, atunci acesta își dă seama că se mișcă înăuntru unor opțiuni culturale iudeo-creștine. Acesta este, spune așa, cadrul în care, cultural în care noi ne mișcăm. În al doilea rând, era foarte clar că pentru o universitate care cultivă studiile clasice, nu se atinge completitudinea decât mergând cu toate cele trei limbi care alcătuiesc clasicitatea noastră, și anume ebraica, greaca și latina. A fost și o altă rațiune, sigur, ea ține de ponderea excepțională pe care evreii au avut-o și o au în cultura din Transilvania, în cultura din România, în cultura din Europa Centrală și răsăriteană. Cei care plonjează puțin în istoria acestei zone știu foarte bine câte personalități și câte idei venind dinspre comunitatea evrească și-au lăsat un impact profund asupra culturii acestei zone. În particular, sigur, universitatea avea, să spunem direct, și o datorie față de comunitatea evreilor, întrucât, de pildă, matematica clujeană a fost reprezentată la începuturile ei de intelectual venind din comunitatea evrească. De altfel, trebuie spus, a doua facultate de matematică de pe continent a apărut la Cluj și ea a fost datorată inițiativelor unui intelectual evrei. Cel puțin un rector al Universității Clujene a fost un ilustru profesor din domeniul medicinei.
Și sigur, enumerarea poate veni pe toate perioadele istoriei, chiar și perioada recentă în care, sigur, din nefericire evreii sunt mai puțin în România, de datorită Holocaustului, datorită emigrației ulterioare. Prin urmare, erau aceste argumente. Mai trebuie adăugat însă un argument. Sigur, Europa are o datorie mai mult decât morală să explice Holocaustul noilor generații, să explice ce s-a întâmplat și să regăsească o relație care a fost de multe ori în istorie totuși naturală cu fundamentele încă o dată iudeo-creștine ale culturii europene. Dar, sigur, datoria morală a noastră era să aducem în fața noilor generații tragedia Holocaustului și cu aceasta să vedem întreaga istorie, inclusiv dramele istoriei evreilor în Europa. Prin urmare, acestea erau argumentele care au contat în această inițiativă. Da. Îmi puteți spune câte ceva despre personalitatea profesorului Carmili și de ce institutul poartă numele lui? Profesorul Carmili este în primul rând un savant care are cărți fundamentale în domeniul ale spiritualității iudaice, a scris cărți despre libertatea de expresie în tradiția iudaică, despre istoria artelor în lumea evreiască, iar mai recent, exact în conexiune cu institutul nostru, a scris și o istorie evreilor din Transilvania. Acest savant rabin este totuși legat în primul rând de rădăcinile sale din Transilvania, deși trăiește la New York și este profesor emerit al Yeshiva University din New York. Dânsul, venind în țară după schimbările din 89, a considerat că dacă va găsi solicitudine, se va putea renoda firul întrerupt de perioada Holocaustului și apoi de comunism. Și într-adevăr a găsit această solicitudine. Noi suntem fericiți că în conducerea universității, domnul rector Marga, regretatul profesor Pompiliu Teodor au găsit, din motivele evocate de domnul rector, că este potrivit să pornească o asemenea inițiativă. Și răspunzând direct la ceea ce a spus domnul profesor Marga, deci dacă a existat această necesitate și această dorință de a face un institut, răspunsul, zic eu, că a fost adecvat. Adică interesul a fost peste așteptările noastre și studenții au venit în număr mare la programele pe care le-am pornit, inițial programe facultative, deci au venit cei care au dorit să facă cunoștință cu acest domeniu. Iar astăzi, după 10 ani, putem considera că avem parte de studenți foarte buni. Aș da un singur exemplu. În acest an, șefa de promoție de la Facultatea de Studii Europene a ales să-și continue masteratul la studii iudaice. Suntem mândri de acest interes și vom face tot posibilul ca cei care doresc să-și îndrepte cariera spre domeniul studiilor iudaice să aibă parte de un parcurs cât mai favorabil. Domnule profesor, puteți puțin preciza cum poate cineva să ajungă să facă facultatea în acest domeniu, masteratul, respectiv doctoratul în studii iudaice? Deci lucrurile sunt firești, conform practicii universității noastre. Avem admitere la programele de licență printr-un concurs de dosare, deci admiterea la istorie studii iudaice se face pe baza mediei de la bacalaureat și a mediei anilor de liceu, în limita locurilor bugetate aprobate în fiecare an, la care se adaugă locurile cu taxă pe care le decide conducerea universității. La masterat, admiterea se face pe baza unui examen scris. Dar trebuie să fii absolvent de istorie sau indiferent ce facultate? Deci, pentru masterat, poate veni din orice alt domeniu, cu condiția să reușească la acest examen scris de admitere. Și aș completa spunând că avem și linia de doctorat, deci cei care au un masterat luat pot să vină să-și facă doctorat în domeniul studiilor iudaice, doctorate care sunt și în cotutelă cu colegi de-ai noștri din
Israel, avem de pildă un doctorat în cotutelă cu reputatul profesor Moshe Idel. Aici trebuia eu să spun repede cât ne mai încape în emisiune că aveți colaborări pe care noi le-am prezentat în mai multe reportaje cu diverse universități din Ierusalim, din Tel Aviv și din Franța, dacă nu greșesc, eu am fost un profesor America. Din Franța. În încheiere, înainte de a vă invita să urmăriți câteva secvențe foarte plăcute din acest an, l-aș întreba pe domnul rector, tot așa, dacă se poate pe scurt, ce viitor credeți că are un absolvent? Sau e un lux să studiezi aceste studii de aici? Sau poți să ai la un moment dat un câștig practic din absolvirea unui astfel de linii de studii? Sigur, primul câștig practic cred că este de natura cunoașterii. Cel care face studiile iudaice la noi și eu cred că avem programe bine structurate și datorate unei cooperări internaționale efective, capătă o cunoaștere într-un teritoriu care, din nefericire, a fost multă vreme mai puțin cultivat. În al doilea rând, este clar că se va progresa și la noi, în sensul că limbile clasice vor include și acolo unde se fac limbi clasice și ebraica treptat. Este o nevoie culturală resimțită nu numai în România, dar și în România. Mai departe, eu sper într-o perioadă de efectivă pace în zonă, când și România și multe alte țări vor putea profita efectiv într-o cooperare foarte bună cu Israelul, care trebuie spus, e o societate foarte performantă. Să dau un exemplu în domeniul universității. Israelul cred că are 5 universități, poate dacă numărăm și colegii, ele, poate mai multe, oricum nu multe universități, dar putem confirma că sunt extrem de performante. Este un enorm, enorm avantaj să poți coopera cu universitățile din Israel. Cu alte cuvinte, să formulez altfel, vor fi relații comerciale, industriale, de orice natură și totdeauna e avantajat cel care știe ceva măcar din limba poporului respectiv, în acest caz din limba ebraică, ceva care știe mai multe lucruri despre instituțiile, economia, știința Israelului. Primare vor fi și avantaje practice cu siguranță. În sfârșit, multe specializări vor profita putând să-și trimită tineri asistenți, cercetători la universități israelești din nou. E un mare avantaj să cunoști limba. Mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc și telespectatorilor pentru atenție și permiteți-mi să închem cu câteva secvențe de la inaugurarea noului sediu, ceea ce este o raritate în ziua de astăzi. Construiești o clădire pentru învățământ și cu câteva momente de muzică oferite de corul comunității. Vă rog frumos, caseta.